În clipele acestea de după amiază, urăm un bun venit fratelui nostru Șerban Daniel. Dânsul este pastor în comunitatea Câmpul Lung Mușcel. Vă rog să vă ridicați. Și astăzi îl avem în mijlocul nostru. Dânsul are cuvântul Domnului pe care îl va rosti pentru fiecare dintre noi, iar noi nu ne rămâne altceva decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că se îngrijește la timpul potrivit să avem în mijlocul nostru oamenii pe care El îi trimite și de care noi avem nevoie. Frate Daniel, bine ați venit și vă urăm să ne dați cuvântul din partea lui Dumnezeu, așa cum dumneavoastră l-ați primit. Da? Mulțumesc mult pentru primirea caldă și pentru invitație. Chiar dacă pentru unii dintre dumneavoastră e o surpriză că eu sunt aici, și până ieri după amiază și pentru mine era o surpriză, sau și pentru mine a fost o surpriză, da? Dar mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră și că vom deschide Sfânta Scriptură și vom învăța ceea ce ne spune Dumnezeu. Pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, este modul lui Dumnezeu de a vorbi și de a ne învăța. Și cred că oriunde deschizi Scriptura, nu găsești decât belșug de învățătură și belșug de alinare pentru suflet. În după amiaza aceasta, o să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Apocalipsa, la capitolul 22, ultimul capitol din Scriptură, care vorbește despre revenirea Domnului Hristos în mare măsură și eu cred că acest mesaj trebuie să fie pentru noi un balsam pentru suflet. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ne numim așteptători sau adventiști, da, de ziua a șaptea, adventiști sau așteptători ai revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, iar mesajul central al acestei biserici cândva obișnuia să fie revenirea Domnului Hristos. Am spus cândva pentru că a trecut timpul peste noi și se pare că s-a mai rărit acest mesaj. Eu mi-amintesc din copilărie, când în biserica unde am crescut, undeva în Telorman, la țară, prezbiterii care predicau despre venirea Domnului. Îmi amintesc chiar și cântările favorite ale lor pe care le puneau, era Domnul în curând se coboară pe nor, 16 din flori, acum nu mai știu ce număr este, dar îmi amintesc, lucrurile acestea au rămas întipărite în memoria mea. Pe măsură ce s-a scurs timpul, s-au rărit ocaziile în care am auzit predici cu mesajul revenirii Domnului Hristos, deși biserica este aceeași și mesajul central ar trebui să fie același. Apoi scopul pentru care noi venim la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu este pentru ca să ne pregătim pentru împărăția cerurilor. Uitându-ne înapoi în istoria bisericii noastre, observăm că s-au scurs peste 160 de ani și dacă privim începuturile, observăm entuziasmul cu care primii adventiști de ziua șaptea au plecat pe drumul acesta al pregătirii căii Domnului, pentru că au considerat că Domnul vine curând și au lăsat totul deoparte pentru ca să facă totul pentru întâlnirea cu Mântuitorul lor. Timpul a trecut și se pare că pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, mesajul acesta nu știu dacă ne mai produce bucurie sau cel puțin a rămas puțin uitat așa prin sertarele Bibliei. După amiaza aceasta, vă invit ca să deschideți Sfânta Scriptură în Apocalipsa 22, versetul 12. Cunoașteți versetul, dar vreau să-l reamintim împreună. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Versetul acesta are o veste bună sau două vești bune sau o veste bună și o veste rea, depinde cum vrem să o luăm. Sunt două vești bune dacă stăm să ne gândim la faptul că Domnul Hristos vine, deci este una dintre vești, este bună, Domnul Hristos vine. Aceasta este o realitate, nu este o utopie, nu este ceva care s-a născocit în mintea cuiva și nu este ceva care
care, de care să ne fie rușine, este o realitate pentru care trebuie să stăm lângă Hristos, să predicăm pentru El și să mergem înainte, cu pieptul înainte, pentru că Hristos vine, este realitate. A doua veste care poate fi bună sau rea este următoarea: va da fiecăruia după faptele lui. Poate fi o veste bună dacă faptele tale sunt faptele pe care Hristos le-a pregătit mai dinainte pentru noi ca să umblăm în ele, așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, sau poate fi o veste rea dacă faptele tale nu sunt conform cu Scriptura și cu Cuvântul lui Dumnezeu. De această zi a revenirii Domnului Hristos nu poate să scape nimeni. Asta nu o spun ca să trezesc în noi teamă sau să fim cu inima strânsă, vai vine Domnul. Mi-amintesc, treceam prin București odată și pe lângă o tarabă, era săptămânalul magazin, mult, mult timp în urmă, nu știu dacă vă mai amintiți de el, era o serie de lucruri interesante în acel săptămânal. Pe prima pagină, titlu mare: cum să scăpăm de Apocalipsa. Nu este problema să scăpăm de Apocalipsa, ci cum să întâmpinăm Apocalipsa și cum să îl întâmpinăm pe Domnul nostru care vine. Asta trebuie să fie preocuparea noastră și grija noastră principală. Hristos vine. Cerul este un loc real. Este o realitate pe care nu poate să ne o fure nimeni și Scriptura vorbește despre aceasta în așa fel încât noi să ne molipsim și să ne îndrăgostim de acel loc, în așa fel încât să ne dorim din toată ființa noastră să fim cu Mântuitorul nostru. În Apocalipsa 21, versetele 1 la 5, am să citesc succint: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare ca să ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, cerul este un loc real. Este un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. El așteaptă să-și primească oaspeții, să-i primească pe cei credincioși și să locuiască totdeauna cu El. Iar nu trebuie să ne preocupe partea materială a cerului, deși știm că acolo vor fi străzi de aur, porți de mărgăritar, case după gustul fiecăruia. Nu asta trebuie să ne preocupe. Ceea ce trebuie să ne preocupe mai mult și să ne înflăcăreze pentru a ajunge acolo este faptul că, din versetul 3, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Uitându-ne la noi astăzi, sau lumea uitându-se la noi, ar putea să spună: uite-i, sunt singuri, n-au pe nimeni, ei speră că vine, dar nu mai vine. Și de multe ori probabil că ați îndurat rușinea sau batjocuri a celorlalți pentru speranța dumneavoastră că Domnul vine. Ei bine, în momentul în care El vine, va locui totdeauna cu copiii Săi. Realitatea aceasta trebuie să ne determine la o continuă căutare și la o continuă consacrare înaintea lui Dumnezeu, pentru că realitatea prezenței lui Dumnezeu este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla pentru noi. Să stai cu Dumnezeu pentru totdeauna. Cât de mulți îl caută astăzi pe Dumnezeu și spun că nu-L găsesc. Cât de dor le este la unii să-L vadă și spun: nu știm unde este, s-a ascuns, nu ne mai răspunde. Gândiți-vă numai la aspectul acesta, că El va fi în orice clipă cu copiii Săi. Ați vrea să trăiți momentul acela? Din moment ce sunteți aici, cred că da. Însă, cât de tare îți dorești lucrul acesta? Cât de mult vrei să fii cu Domnul? Este acest mesaj al revenirii Domnului Hristos un mesaj care face inima să vibreze, să te ridici de pe scaun și să spui: Doamne, vreau să fiu cu Tine? Sau este un mesaj care spui: da,
și eu cred că vine Domnul, o să vină cândva, pentru că a promis, da, Scriptura, dar nu știu, o-i vedea. Care atitudine o recunoașteți mai bine? La dumneavoastră și la prietenii pe care îi cunoașteți. Ah, eu, din păcate, o recunosc mai mult pe a doua. Ah, vine Domnul, normal că vine Domnul. Credem, nu ne-am pierdut credința în Scriptură. Dar când, nu știe nimeni. Și suntem aproape de ceasul acela, aproape de momentul revenirii și cu toate acestea trăim ca și cum am fi la 1000 de ani sau am fi foarte departe de revenirea Domnului Hristos. Și ni s-a dus și speranța, ni s-a dus și bucuria întâlnirii cu El și toate acestea au dispărut. Au dispărut pur și simplu din mijlocul nostru. Ne uităm la lista profetică, la scara profetică și observăm evenimentele cum se împlinesc sau s-au împlinit unul după altul. Toate acestea ne indică faptul că suntem la sfârșitul istoriei, că nu mai este timp, foarte puțin timp mai este până la întâlnirea cu Domnul. Și cu toate acestea ce spunem? Știu eu, o fi așa? Și asta nu e cea mai rea atitudine. Mai există și o altă atitudine pe care o găsim descrisă în Marcu, capitolul 8, versetul 13. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Nu, versetul 11-12. Fariseii au venit deodată la Iisus și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Încercați să vă închipuiți cearta asta dintre farisei și Iisus. Iisus stând calm, demn, și fariseii venind la El și arătându-L cu degetul, împingându-L, repezind, ridicând tonul la El. Probabil că ați mai văzut scene de genul acesta. Și ce se certau ei? Că spune, au început ceartă de vorbe. Știți ce e aia ceartă de vorbe? Cum vă închipuiți dumneavoastră? E o ceartă așa în care vii și spui, uite, aici lucrurile stau așa, pentru că în Scriptură, în locul cu tare, scrie așa și în locul cu tare scrie așa și îmi susține ideea. În felul acesta e cearta de vorbe sau e o ceartă în care efectiv vrei să îți verși nervii pe cineva și l-ai pe primul ieșit în cale, ți-i verși și n-ai dreptate, n-ai ce spune, dar spui acolo ca să... Eu cam așa îmi închipui cearta asta de vorbe, fără niciun argument, fără nicio logică, ci doar din dorința de a-L certa pe Iisus, de a se lega de viața Lui, de a-L împunge. Și vin la Iisus și ei sunt acum, vor în fața Lui să pară ca niște oameni credincioși și vin și spun, știi ceva? Noi mai vrem un semn. Ce semn cereau ei? Cereau un semn că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este trimis de Dumnezeu. Ei asta n-au vrut să accepte nici în ruptul capului, niciodată. Și au venit la El și de data aceasta și a spus, știi ceva? Noi nu putem să credem despre tine că ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă vrei să credem că ești Fiul lui Dumnezeu, mai dă-ne un semn. Mai spune-ne încă o dată. Mai arată-ne încă o dată. Era îndreptățită cererea lor sau nu? Acum, fiindcă era vorba despre farisei, sunt convins că o să ziceți că nu era îndreptățită cererea lor, că avem noi așa ceva cu farisei. Adică știm că reprezintă exemplul negativ din Scriptură și atunci nu le dăm niciodată dreptate. Este în subconștientul nostru, chiar dacă nu recunoaștem atitudinea asta. Aș pune altă întrebare. Cât timp petrecuse Domnul Hristos dându-le semne? Cât timp? Să zicem că 3 ani și jumătate, poate că nu atâta, 1 an sau 2 ani, depinde, nu știu în ce moment al lucrării Domnului Hristos se petrece episodul acesta. Și Domnul Hristos nu face altceva decât să le dea semn după semn că El este Mesia. Face minuni și cartea lui Marcu este interesant, este scrisă în așa fel încât surprinde toate minunile pe care le face Domnul Hristos. Este cel care
notează cel mai mult minunile Domnului Hristos, scoate în evidență lucrul acesta pentru că vrea să demonstreze că El este Mesia. Asta e scopul cărții lui Marcu. Și sunt trecute aici, dacă luăm înmulțirea pâinilor, Iisus umblă pe mare, vindecări în Genazaret, pilda cu sămânța, tot felul de lucruri, de minuni pe care Domnul Hristos le face și prin care demonstrează că este Fiul lui Dumnezeu. Și ce vin farisei și spun? Știi ceva? După standardele noastre, mai trebuie să mai faci un semn. Dar care semn? Nu știu, dar mai fă un semn. Și ce spune Domnul Hristos? Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. În pasajul paralel din Matei spune că nu îi se va mai da un alt semn decât semnul prorocului Iona, care se referea la faptul că Domnul Hristos are să stea 3 zile în mormânt și după aceea are să învieze. Suntem cumva ca farisei? Ne uităm la harta sau la carta profetică, la desfășurarea evenimentelor și vedem că ele se împlinesc și vedem că ele indică timpul revenirii Domnului Hristos și vedem că El este foarte aproape și că este gata să vină. Și noi ce spunem? Doamne, dacă este așa, te rugăm frumos să ne mai dai un semn. Încă un semn, Doamne, nu-ți cer mai mult. Ce spune Domnul Hristos? Aveți toate semnele din lume, frații mei. Toate semnele posibile. Voi credeți. Și din păcate asta este atitudinea noastră. Dacă cineva vine și predică și spune semne care se întâmplă, este alarmist, te rugăm frumos, la distanță, deoparte. Nu poți tu să ne pui pe jar pe noi acum. Dacă atitudini, acestea sunt atitudinile noastre, deși mesajul revenirii Domnului Hristos este mesajul central al bisericii noastre. Să fie doar al bisericii? Mă rog din toată inima ca să fie al meu și al dumneavoastră și să fie plin, să fie prins și să domnească în inima fiecăruia dintre noi. Pentru că dacă este doar al bisericii, nu ne încălzește cu nimic, nu produce nicio transformare și nicio schimbare în viețile noastre. Ne uităm la tot ce se întâmplă și recunoaștem. Uite, păi așa scrie profeția că trebuie să se întâmple la sfârșitul timpului. Trebuie ca toate lucrurile să ajungă într-o singură mână, să fie un guvern care să conducă, un guvern mondial. Lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. Dar noi ce spunem? Nu lua chiar așa în serios, că mai este până vine Domnul. Dar cu ce să iei în serios? Cu pregătirea. De ce oare suntem noi, în momentul în care vorbim despre pregătirea pentru venirea Domnului, de ce amânăm lucrul acesta? Pentru un job sau pentru o lucrare? Amânăm să dăm răspunsul sau prețul? Nu, că ne afectează. Dar când vine vorba de venirea Domnului, lasă că nu mai mă duc sâmbătă asta, că și așa sunt obosit. Mă pregătesc de mâine sau nu mai citesc astăzi, nu mai studiez Scriptura astăzi, că nu am timp, văd eu, recuperez mâine. Și mâine recuperez poimâine și uite așa trece timpul pe lângă noi și semnele revenirii Domnului și nu le luăm în seamă. Mai există o situație pe care aș vrea să o subliniez în această după-amiază. Este descrisă în 1 Împărați, capitolul 5. Nu, a doua Împărați, capitolul 5. Pagina 393. Este vorba despre vindecarea lui Naaman. Cunoașteți cum Naaman a fost lovit cu lepră, bolnav cu lepră și cum ajunge să cunoască despre posibilitatea de a fi vindecat datorită slujnicei care se afla în casa lui. Și aceasta îi spune, dacă tu ai fi în țara mea, te duci acolo și acolo ar fi cineva care să te vindece. Și Naaman, când aude în disperare de cauză, probabil ultima soluție, merge în Israel ca să fie vindecat.
Dar când aude împăratul că vrea să se ducă, zice, stai puțin, nu te duci așa, tu ești mâna mea dreaptă. Hai să-ți dau o scrisoare, să te duci cu scrisoare să cunoască lumea că tu ai importanță acolo și ești cineva. Și scrie o scrisoare împăratului lui Israel. Și scrisoarea spune așa, 5:6. A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepră. Frumoase cuvinte, nu? Nu e așa că e foarte amabilă scrisoarea. Nu prea. Nu este deloc amabilă. Dar, haideți să vedem care este reacția împăratului lui Israel. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Wow, ce reacție, ce reacție, cum să o catalogăm ca să nu greșim? Vine la tine cineva și îți cere ajutorul. Spune, vorbește-mi despre ce poți tu să faci pentru mine, pentru că asta e, chiar dacă cuvintele împăratului Asiriei sunt unele dure și vorbește ca de la un om care stăpânea peste și trebuia împăratul Israel să se supună. Știa lucrul acesta. Bun, vine acolo și spune, te rog frumos, vindecă-l pe omul acesta. Și ce spune împăratul? Dar ce sunt eu? Dumnezeu? Ca să-l vindec? Răspunsul trebuia să fie bun. Haideți să mergem la profet care îl va prezenta Domnului și îl va vindeca. Dar răspunsul lui este jalnic, ca și cum nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că cererea aceasta este despre Dumnezeu, să-i vorbească despre Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul din Asiria n-a putut și n-a fost în stare să-l vindece. Și acum împăratul lui Israel, când trebuie să meargă și să-l prezinte pe Dumnezeu, spune, dar ce pot să fac eu? Nu-l cunosc nici eu pe Dumnezeul acesta. Din păcate, reacția aceasta o avem și noi de foarte multe ori când oamenii ne întreabă despre venirea Domnului, când oamenii vor să știe mai multe lucruri despre Scriptură și începem și dăm din colț în colț, dar ce-o mai vrea asta? Ce-o fi cu asta de mă întreabă pe mine acum despre Dumnezeu? Ce-o vrea frate de la mine? Nu m-am trezit, nu mă aștept să mă întreb, nu așteptam să mă întrebe, niciodată lucrul acesta. Ca și cum noi nu l-am cunoaște pe Dumnezeu. Împăratul lui Israel nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Și se vede lucrul acesta foarte clar. Dar noi? Ciudată este și reacția lui Naaman în momentul în care este spus ceea ce trebuie să facă. Și reprezintă sau ilustrează foarte bine o altă reacție a noastră atunci când ni se spune ce trebuie să facem pentru mântuire. Ce îi spune lui Naaman? Du-te și scaldă-te de 7 ori în râul Iordan. Și Naaman ce zice? Da, sigur, mă duc să fac baie în râul Iordan. Și zice, păi da, stai puțin. Eu am venit până aici, tu nici măcar nu ești să stai de vorbă cu mine. Tu știi cine sunt? Sunt Naaman. Am scrisoare de la împăratul meu, am venit aici. Tu nici măcar n-ai ieșit, l-ai trimis pe Ghehaz. Și acum vrei ca eu să mă duc și să ascult și să cred că ceea ce îmi spui tu nu e o tâmpenie, să mă duc să mă spăl de 7 ori și voi fi vindecat? Păi tu știi cât s-au chinuit vracii din, și preoții din Asiria ca eu să mă vindec și n-au putut? Și tu îmi spui mie că apa Iordanului, cu ce e mai bună apa Iordanului decât apa râului Parpar sau celălalt râu care era acolo, da? Abana și Parpar, cu ce e mai bună apa Iordanului decât apa din râurile acelea? Nu pot să fac lucrul acesta. Când ni se spune că mântuirea este un dar și că trebuie să acceptăm darul acesta din partea lui Dumnezeu, noi ce spunem? Cum? Un dar? Și ce să fac cu darul acesta? Dar cum să-l primesc? Dar nu pot. Eu, Doamne, sunt învățat să fac ceva în schimb pentru ceea ce îmi dai Tu.
Eu nu pot să primesc așa pur și simplu. Și în felul acesta trece pe lângă noi darul, pentru că noi nu putem să-l acceptăm. Și mai este încă o idee. Este foarte ușor, nu? Nu se poate, trebuie să facem ceva. Darul, chiar așa un dar, o atât de important, mântuirea? Norocul lui Naaman este că a avut în jurul lui oameni înțelepți care au insistat și au spus: dar de ce să nu faci lucrul acesta? Ai fi făcut orice altceva, dar de ce să nu mergi să faci baie, să te scalzi în râul Iordan? Și a mers și când, gândiți-vă la reacția lui, intră odată și probabil că se aștepta ca măcar la un deget să se vindece un pic așa, un pic de unghie. Da? Și iese, se uită peste tot nimic. A doua oară zice: hai că poate n-am prins bine apa, că știu eu, am fost transpirat sau nu știu. Se aștepta probabil ca să vadă așa un pic, măcar unde e pielea albă, nu căzută, dar albă, măcar acolo, să înceapă să capete culoare. Nimic. Se întâmplă asta de 6 ori, nimic. Și a 7-a oară, când iese vindecat și binecuvântat. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar din păcate de multe ori noi nu-l acceptăm datorită faptului că este prea ușor. Ni se pare că este prea simplu. Și când cineva vine și îți oferă și spune, îți face o ofertă și ți se par lucrurile simple, ce zici? Care-i șmecheria? Devenim suspicioși. Care-i șmecheria? Cu ce vrei să mă prinzi? Nu se poate să fie atât de simplu. Da, frații mei, mântuirea este un dar de la Dumnezeu, un cadou nemeritat pe care ni-l face în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Și pentru toți cei care au credință, care se prind cu credință de Domnul Hristos și de jertfa sa, mântuirea este un dar. Și noi trebuie să acceptăm darul acesta. Și trebuie să știm că acest dar este gata să se împlinească. Mântuirea lui Dumnezeu este la uși, este gata să vină. Realitatea aceasta trebuie să ne inunde inimile și să ne determine la lucrare și la pregătire temeinică. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, va fi ultimul pasaj la care vreau să mă refer în această după-amiază. În Faptele Apostolilor, capitolul 12, avem o situație ciudată de tot. Dar ilustrează foarte bine starea noastră. Este realitatea prezentă, din păcate. Titlul este Petru izbăvit din temniță. Și cunoașteți episodul în care Petru a fost pus în temniță, a fost pus în butuci cu lanțuri la mâini și pe la 12 noaptea sau noaptea a venit un înger al Domnului, a venit pe neașteptate, o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. Probabil că se freca la ochi și zicea: stai puțin, am adormit. Sau ce se întâmplă cu mine? Cum să fie atât de simplu să ieși din închisoare? În fine, se dezmeticește Petru și iese în stradă și zice, spune: da, e realitate, e realitate. Și atunci primul lucru pe care îl face Petru este să plece către casa unde erau adunați credincioșii din localitate, se duce la biserică, dacă vreți, unde erau credincioșii adunați ca să se roage. Și acum întrebarea mea este, știți pentru ce se rugau credincioșii în locul acela? Pentru eliberarea lui Petru. Și acum Petru se duce și bate la ușă și Roda, slujnica, în momentul în care aude glasul lui Petru, se fâstăcește atât de tare și încât să-i deschidă ușa lui Petru și să-l invite înăuntru, lasă ușa închisă și se duce înăuntru și spune: este Petru, este la ușă, a venit, este liber, să ne bucurăm, a venit Petru. Și din partea celorlalți, dintr-o dată, un mare entuziasm. Toți sar în picioare și spun: bravo, mulțumim Domnului că a venit Petru, haide să-l primim.
Știți care este reacția celorlalți? Versetul 15 spune, ești nebună, i-au zis ei. Pentru ce se rugau? Ca Petru să fie eliberat. Și când Petru este eliberat și este la ușa lor, ei cred? Nu cred. Pentru ce ne rugăm noi? Să vină Domnul. Și când Domnul este la ușă, să vină, noi credem? Sau reacționăm la fel? Și spunem celor care vin cu vestea aceasta, ești nebun, frate, ce ai? Tu nu vezi ce timpuri trăiești? Trezește-te de la realitate. Suntem în secolul 21. Nu mai e loc de astfel de lucruri. Ba mai mult decât atât, ia să citim în continuare, din versetul 15. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Era atunci o credință printre ei, în lumea contemporană lor, ca să spun așa, că dacă cineva moare, îngerul lui se duce și se arată prietenilor lui, celor cu care a fost apropiat. Și acum, gândiți-vă, credincioșii vin și spun, stai puțin, nu e Petru, e îngerul lui. Sunt dispuși să creadă mai mult o teorie prostească, care n-are nicio logică, decât să creadă că rugăciunea le-a fost împlinită și le-a fost ascultată. Frații mei, această întâmplare ilustrează foarte bine situația noastră și timpul pe care noi îl trăim. Așa cum vă spuneam, profețiile se împlinesc. Una după alta, unul după altul, semnele pe care Domnul Hristos le-a spus pentru venirea, că se vor întâmpla înainte de venirea sa, s-au împlinit. Iar noi acum privim și spunem, știu eu, o veni, mai vrem un semn, mai arată-ne încă o dată, Doamne. Mai dă-ne, mai vine o circulară de la unii mai nostalgici. Frații mei, venirea Domnului este un eveniment real, împărăția sa este un loc real, pregătit pentru toți cei credincioși. Vor intra acolo numai cei care sunt gata, numai cei care îl așteaptă, numai cei care își predau inima lui Dumnezeu și spun împreună cu Ioan atunci când a fost înștiințat de către Domnul, când a fost inspirat din nou în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 20, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și Ioan n-a putut să se abțină și să nu spună, amin, vino Doamne Iisuse. Așa trebuie să spunem și noi la vestea aceasta și să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Și vă invit să spunem împreună, amin, vino Doamne Iisuse, amin.